să mai facem un experiment. De exemplu, spuneți unui om că știți voi vreun pont, în vreun fel, ca el să investească 2000 de euro și cu banii aceștia, în aproximativ 2 luni de zile, o să facă undeva la 20.000. Atenție! Chiar dacă nu are bani, o să-și ia un credit dacă ia o decizie să intre în acel pont sau să facă rost de banii aia cumva, corect? Următoarea narrativă. Spuneți-i să investească 2000 de euro în educația lui, să meargă la un coaching, la un mentor puternic, ca să-l învețe cum să facă 20.000, de pildă, în următoarele luni. Poate 10-12, în următorul an. De început. Da? Nu o să facă lucrul ăla. Nu o să-i pese. Nu o să se strofoace. O să refuze din prima. De ce?